Hai cu bună dimineața, dragilor! Nu vă mai spun calimera, calispera, pentru că suntem la țară și ne-am intrat în activitatea asta de toamnă, așa că începem din nou o activitate de toamnă, mai precis culesul vii. Și am zis să ne însoțiți și voi. O să începem să culegem via. Cam așa arată strugurașii. Adică sper să găsim, să avem ceva. Ce culege? Avem aici echipa forță, care deja s-a apucat. A luat fiecare cât un rând. Salutare tuturor! Bună dimineața! Fetele sunt pe treabă. Și a început așa, culesul și... Asta e prima găleată de la iubita. Găleată sau chiar găletușă. Ia, astea sunt... eu dacă stau să le car, nu fac șmecherie. Eu vin și eu acum, dar stai că o să mai spăl gălețile de la... alea negre, de la strașină, că sunt foarte bune. Uite încă una aici. Puneți și în asta, că ce dacă e de mult. Nu? Da. Așa că... am început campania de culesul vii, am terminat cu calimera calispera, așa că nu vă salutăm din tasă și vă salutăm de la noi, de la țară. Unde este omului bine, da. Și acum hai să vedem pentru ce am muncit eu și am stropit tot anul ăsta și am întreținut via asta. Să vedem dacă reușim să facem și noi un mustuleț. Deci, o încurcăm, zic. Zic să o încurcăm un pic, a? Cât o fi, cât o vrea domnul. Da, facem un must, dar uite că mai bine luăm eu și niște pastrama. Astea stricate eu le arunc, să știți, boabele, nu le mai puneți. Că e păcat să stricăm mustul. Acum luați-vă cât o felie de pâine sau cât un colț de pâine și mușcat. Mam! Deci ăștia sunt albi. Da? Deci sunt? Doamne, știi că sunt de dulci? Pentru că noi trebuia să o culegem mai devreme, dar noi am plecat în Tasos. Asta este. Cum merge, fetele? Merge treaba? Dacă faci treabă, dacă dai de mâini, da. Să luăm alte două rânduri acum, de aici. Îi dăm aici, îi dăm pe clacă. Termină-i de culeș, după aia s-a adunat. Ce, tati? Ia de acolo, de la cap. Dacă să mă te duci lângă mami și vii încoace cu ea, ori o iei de acolo, de la cap. Am terminat de cules. Bine, am mai păstrat niște vițe așa, să mai mâncăm. Am mai păstrat niște vițe. Și cam asta e tot ce am găsit. Am pus aici. E o grămadă. Nu e mare, nu e mică, dar iese de un mustuleț, este, chiar bine zic, e o grămăjoară, nu știu să zic în kilograme, în sute de kilograme, dar e ce trebuie, și e natural și e al nostru. Am mai lăsat o viță aici, de turpaică, cum îi spunem noi. Să mai mâncăm din ea așa. Cam asta e. Iar acum ne-am apucat și de un grătar. Vede, înainte să stoarcem, facem și noi un grătarel. Asta vie treaba bună. Hai să vedem ce fac fetele.
Ia să vedem. A, ați venit la cules, nu la muncă, la... Ceva. Deci nu erau frunze câte ardei. Era nucă plin. Unul lângă altul. Plin. Stai că n-am un jumătate de lumină. Deci să mă duc după seara aici. Da, dar... Ia, mai zi o dată ce ai zis că... Deci nu ai trebuie să-mi arăți așa ceva. Uite deci, aici, uite. Deci erau mai multe frunze decât, decât mai mulți ardei decât frunze. Deci, efectiv, ca știi cum cresc bananele așa în mădăruri. Da, v-ați întrebat voi, fetelor. A. Iubita? Da. V-ați întrebat voi... De ce sunt așa? De ce sunt așa? Că ai făcut cu dragoste. Da, și pentru că eu i-am muncit atât de drag mi-a fost și uite, am plecat în Tasos și i-am găsit ca lume. Da. Doar că, ai văzut Sara, ridichile? Să le arăt aici la oameni. Ia uite, Sara. Da, asta e negre, uite. Ia uite, Sara. Da, stai că... Tot prazul. Aia, ce ți-am zis eu? Ia uite, Sari. Ia uite, Sari. Ia uite să ridic aici. Da, în loc de ceapă. Ia vino. Uite și tu ridic. Ce mari sunt! Și astea s-a trezit ridichii, astea. Măi, bravo! Vrednicule! Dar prazul îți place, e? Da, e foarte bun. E foarte are și iarbă, că de, grădină fără iarbă nu se poate. Are. Cred că... Am pus niște pastramă, deocamdată. Băga și niște cârnăciori înaintea mititeilor și o bucată de pastramă. Am băgat și niște mititei. Nu i-am modelat că n-am mai avut răbdare. Dar sunt, vin și eu la pastramă acum. Mă cheamă fetele la pastramă. Să avem poftă și noi și voi dacă sunteți la masă, dragilor. Și să ne iasă mustul. Hai, vă invităm la un must. Gata. Hai să-i dăm bătaie. Să ne apucăm să stoarcem. Să stoarcem vie. Ce pune? Ce să bagi în sac? Hello! Cel mai bun must sau cel mai bun vin făcut. Anul trecut tot așa l-am făcut. Da? Saj noi de rafie. Veniți și voi cu comentarii dacă nu e bine, dacă e bine. Și acum o să vedem ce iese. Că deocamdată nu iese până sacul ăsta nimic. Ba da, ia uite. Iese? Sau nu iese? Să rupe el acum. Cam așa facem noi. N-avem zdrobitor, dar cel mai bun vin, așa l-am făcut în fiecare an. Așa, mai luăm, îl mai așezăm, iar mai strângem sacul. Mai ne ține de... O că mergi. Ochii te sperie, mâinile te scapă. Așa e o vorbă la noi, la țară. Nu știu cum e la voi, la alte... În alte zone. Regionalism ăsta. Ia să uite și tu ce must. De ăsta negru. Adevărat must. Da, adevărat must. Dacă voi îl soarceți altfel, noi n-avem așa mulți struguri ca să-l punem la presă. Și nici n-am vrut. Eu de când fac... De când m-am pomenit eu, vorbeam și eu vreo 190 de ani. Așa că eu la tataia meu, la bunicul meu, aici în țara românească, în Valahia. Așa, eu așa m-am pomenit. În cizme. Bine, înainte făceau fetele, dar fetele s-au jmecherit și își fac pedicura. Făceau desculțe, fetele. Desculțe, dar nemăritate. Fete, na? Și puștu aici. Își puneau. Nu, așa era? Dragilor, ne-a prins seara. Mai am sacul ăsta, fiindcă o găleată.
Și cam gata, ține tu camera, te rog, un pic, așa să nu pui una pe... Vezi că sunt camera. Ia degetul să nu pui pe cameră. Să bem niște apă, că numai cu apă ne-am hidratat astăzi. Berea o lăsăm când terminăm treaba. M-a prins seara, dar m-a prins cu un folos. Mulțumim domnului că a fost cu noi și ne-a dat putere. Și am încurcat-o și toamnica asta, ca anul trecut. A fost bine. Acum, porcul, murăturile, și toate sănătate. La timpul lor, varza și sănătate. Pa. Lemne de foc avem? Doamne ajută, sănătate. Să fie pace. Da. Hai, da și voi un like, un subscribe, un share, ca să ne ajute și pe noi. Vățuc, noi continuăm aici treaba. Hai. Te-am prins. Ce faci, iubita, aici? Uite, culeg. Ai dat iaman leuștean? Da. A dat iubita iaman leuștean. Păi zici să mai luăm din el, că uite ce frumos e leușteanul. Doamne, cum miroase asta. Ciorba de găină, de gâscă, n-ai cum. N-avem gâscă. N-avem gâscă, da. Dar de găină avem. Aia avem. Aia avem. Leuștean, da. Uite, vezi, tot l-am mudat, s-a mai înfrățit așa, ia uite ce de joar de pe aici. Ia. Ia. Da? Da. Am terminat și cu mustul și cu storsul, ați văzut? Am cam strâns tot ce era de strâns, am curățat ce era de curățat, pac, pac. Acum ne ocupăm de alte chestii. Acum o să coacem niște vinete. Așa că hai să ne apucăm de treabă cu vinetele. Hello? Astea sunt ultimele noastre vinete. Aragon sunt, doar că eu Aragonul ăsta l-am pus în solar, ele sunt de aer liber. Ultimele vinete. Am așezat prima șarjă. Că sunt faine. Dacă aveam o chestie, un cuptor cu vatră din aia cu mare Aneta, cu Iosif, așa frumos, le coceam pe toate odată. Da? Neavând, parzător, cu tablă, așa, asta e. Ne facem treaba cu ce avem. E bine că avem. Cam asta este. Cred că nu o să stau eu să închei vlogul cu curățatul. O să închei vlogul aici. La vinete. Dragilor, până data viitoare, rămâneți oameni faini în continuare, v-am țucat de aici, de la țară, de la activitatea noastră de la țară. Pa! Ne vedem în următorul vlog! Păi, n-aveam cum să nu vă arăt și chestia asta. Am închis vlogul, dar după ce am cu vinetele, mi-am adus aminte că trebuie să facem cașul ăsta. Noi așa îl numim caș. Deci punem must la fiert, el este dulce, cu făină, nu știu cum se numește în alte zone, am luat să zice caș. Dacă vă place mai dulce, mai adăugați un pic de zahăr. Caș din must. Caș din must, da, bineînțeles. Și în ploaie, ca la ciulama. Finalul, când... Trebuie să-l dau cu telul, cred că. Da? Deci asta e. Făină, mai revine, dacă nu mai au cu treaba. Făină, mai puneți zahăr dacă nu e mustul destul de dulce, la noi era, dar totuși fetele vor un pic mai dulce. Făină și se face ca o ciulamă mai groasă, nu-i puneți sare sau alte chestii, nici arome, natural, așa se face la noi în sud, aici, la Zimnicea, regionalismul ăsta. Și lăsăm să răcească un pic, el o să fie așa consistent, gelos, și îl punem într-o tavă. Și el se coagulează a doua zi și după aceea îl tăiem în cuburi. Și așa se servește. Hai că v-am făcut poftă, deja am eu poftă. Un fel de gelatină este. Gelatină, da. Un fel de... Am vrut să vă arăt și chestia asta, după finalul vlogului. Da? Dar trebuie să mestecați des pentru că se prinde. El e și gros mustul. Așa mai... faci și grișul cu lapte. A, așa faci, mai punem făină câte puțin, câte trebuie puțin. Nu puneți multă făină odată, că se face cocoloașe. Trebuie să iei telul. Telul, dăm cu telul, dar am dat un pic. Fiert.
Dar știi ce bun e? Cu făina aia. Da. Hai, v-am țucat, oameni faini. V-am țucat de aici, de la țară. Revenim cu altele, stați aproape. Începem solarul. Oh, e treabă, boss. Cam așa arată. Trebuie mestecat în continuu pentru că trebuie să dispară toate cocoloașele alea de la făină. Deci ca și cu i la sfârșit, ca și de must. Cred că eu am zis ca și cu doi, cu i, nu cu doi, cu i la sfârșit. Vezi? Mai are aici. Da, prin fierbere și mestecat des, în continuu, așa mestecat. Deci, deja îl fac eu de vreo sfert de oră, mai las vreo 20 de minute. Deci, cam așa arată. Cutelul. Se face așa ca o cremă groasă și din cauza la, nu știu, poate că se pune și amidon, dar eu nu pun amidon, eu pun făină. Și îl coc bine așa, mestecă, se prinde foarte repede și prin mestecarea asta energică se duce și se duc cocoloașele alea, se fierb. Mai și bați, asta e, dacă mai rămân acolo 10-50 de mii de cocoloașe, asta e, dar e bun. Asta se face doar o dată la culesul vii, când torceți. Nu știu dacă se face peste tot, dar eu, de când m-am pomenit la noi în sud, aici așa se face. Și luăm și îl punem într-o tavă, grosime așa, depinde cât e tava, cât un chibrit. Și când se răcește a doua zi, îl tai. Și este foarte, foarte mișto. Stai acolo frumos, mai editezi. Mai te uiți la ceva și mai mănânci un caș, mai bei o gură de must. Na, fiecare oprește câte un must acolo pe ușa frigiderului. Restul e la butoi, la fermentat, la vinuț. Cam asta e. Hai, închisesem vlogul, dar vreau să vă arăt și chestia asta, dragilor. Când o să-l mâncăm, dacă nu, îi vă mai arătăm cum arată. V-am țucat, oameni faini. Pa!